Vacanța de vară este o perioadă lungă de libertate pentru toți copiii, iar ideea unei tabere educaționale, traforajul artă și pricepere, a fost și este una foarte bună în acest sens. Acesta este de altfel și proiectul derulat de Școala Lucian Blaga din Baia Mare și se înscrie în area proiectelor personalizate care se desfășoară în unitatea școlară începând din această vacanță. Directorul adjunct al Școlii Lucian Blaga, Maria Chira, spune că toți copiii înscriși în proiect învață să descopere împreună, să comunice, să se organizeze, să respecte reguli, să avanseze propuneri, să aibă încredere în sine și mai ales să se bucure împreună. Prima zi, luni, proiectul a debutat cu activitatea sub genericul Hărnicie și Pricepere. Proiectul se derulează întreaga săptămână. Tradițiile, portul popular, folclorul autentic, dansul și horile maramureșene, meșteșugurile, gastronomia bogată cu specific românesc, toate acestea au fost descoperite de americani în cele două zile ale evenimentului Romanian Weekend at the Wharf, care a avut loc pe 9-10 iulie la Washington DC. De asemenea, pentru românii stabiliți în SUA, au fost două zile în care au simțit și s-au bucurat românește, chiar dacă sunt departe de țara lor natală. Organizat pentru a celebra cei 25 de ani de la lansarea parteneriatului strategic dintre România și Statele Unite ale Americii, evenimentul a cuprins spectacole de dans popular și concerte live oferite de artiștii ansamblului folcloric național Transilvania, demonstrații de meșteșuguri tradiționale oferite de meșterii populari Daniel Leș și Petre Codrea, expoziții de straie populare, degustări culinare și oenologice, dar și un colțișor special amenajat în care doritorii și-au făcut fotografii pe baloții de fân, acoperiți cu cergile tradiționale de lână, se arată într-un comunicat al Consiliului Județean Maramureș. Inspectoratul Teritorial de Muncă Maramureș a desfășurat noi acțiuni de control specifice prin cele două compartimente de specialitate, respectiv relații de muncă și securitate și sănătate în muncă. În total au fost controlați 40 de agenți economici, din care 21 în domeniul relațiilor de muncă, respectiv 19 în domeniul securității și sănătății în muncă. Potrivit ITM Maramureș, au fost depistate în urma controalelor un număr de 58 de deficiențe, fiind dispuse măsuri de intrare în legalitate. Au fost aplicate un număr de 22 de sancțiuni contravenționale, din care 19 avertizmente și 3 amenzi contravenționale în sumă totală de 9.000 de lei.